și 5 de minute când mă gândeam că o să avem o saga a Vasile Dâncu. Aparent n-avem nicio saga, s-a fusit toată povestea, nu-i așa? Bun venit, Cătălin Striblea. Salut! Nu știu, sincer, nu știu să zic. Stau și privesc și eu cu o sprânceană în sus, așa, să vedem dacă, într-adevăr, domnul Dâncu chiar a scăpat sau mai urmează ceva. Și aș da niște explicații despre treaba asta, pentru că s-ar putea să urmeze un episod 2, mă gândesc. Hai să le dăm, începe da. Rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Am mai povestit aici, prieten, săptămâna trecută, ministrul Dâncu era în pragul unei demiteri. Astăzi a avut loc la guvern întâlnirea așteptată de toată lumea între premier și domnul Dâncu. Și după asta a rezultat că, domnule, a fost reconfirmat în funcție, cred că ăsta e termenul exact. Purtătorul de cuvânt al guvernului a spus, după o oră de discuție între cei doi, că se armonizează cadrul comunicării. Se armonizează, da. Adică domnul Dâncu nu mai vorbește neîntrebat așa când e vorba de războiul din Ucraina. Pentru cine nu își amintește, explic acum. Domnul Dâncu a spus acum vreo 10 zile că războiul din Ucraina ar trebui să se încheie prin negocieri între Ucraina și Rusia privind situația actuală, lucru care nu intră în vederea statului român. Adică statul român și NATO și aliații euroatlantici consideră că Ucraina își alege singură momentul unor negocieri cu Rusia, nu că trebuie intervenție. S-a strânit un val de critici, președintele Iohannis, premierul Ciuc, Marcel Ciolacu, toată lumea a avut câte ceva de zis negativ la adresa domnului Dâncu, a răspuns și el, chiar lându-l un pic în râs pe domnul Iohannis. Domnul Iohannis a zis să mai citească revista presiei să vadă care e poziția României. Și domnul Dâncu a zis într-un interviu la TVR, vedeți că mai sunt și alte reviste ale presiei în care președintele Macron și alți lideri politici europeni vorbesc despre negocieri. Deci cum ar fi, mai citiți voi. Mai citiți voi, da. Acum, după afrontul ăsta la care a fost supus președintele Iohannis, sincer, azi dimineață mă așteptam să, ca domnul Dâncu să-și termine cariera acolo. Doar că domnul Dâncu astăzi pleacă în Georgia, în care bănuiesc că trebuie să transmită niște mesaje ale partenerilor NATO, plus că sună destul de prost ca țară NATO să-ți dai afară ministrul apărării într-un moment de război. Adică nimeni nu face chestiunea asta. Așa că le-a fost dificil. Domnul Ciuc, care ar fi trebuit să ia decizia, n-a luat-o. În interpreședintele Iohannis nu le-a transmis clar celor, asta din informațiile pe care le am, nu le-a transmis clar celor din coaliție, dați-l afară, ci a zis că nu se opune. Dar nu se opune până la a se face, e o distanță destul de mare. Drept urmare s-a ales chestiunea asta. Dar de ce vă ziceam la bun început că e posibil să fie doar un episod? Pentru că e un moment prost. Adică arată rău să-l dai afară doar pe ministrul apărării, adică ar implica mult mai multe lucruri în relația cu partenerii, așa că eu cred că se așteaptă un moment al remanierii, sincer. Adică să se facă o remaniere până la schimbarea de guvern, care știți că în martie-aprilie 2023 ar trebui să se producă, că avem o rotativă guvernamentală. Și dacă se face remaniere, să zicem, în ianuarie sau ceva de genul ăsta, domnul Dâncu va pleca. În orice caz, cred că în momentul în care se rotește guvernul și premierul va fi de la PSD, eu nu cred că domnul Dâncu va mai fi la apărare. Pentru că domnul Ciolacu nu-l place. Și ca să înțelegem că nu a fost vorba doar de o declarație, domnul Dâncu i-a așteptat, adică el are multe neînțelegeri în partid și de o parte și de alta, și a fost un moment potrivit pentru domnul Ciolacu să-l mai împingă pe scări. Asta nu înseamnă că domnul Dâncu e nevinovat în chestiunea asta. Dimpotrivă, era un moment în care chiar îl prinsese nepregătit. Și ce facem, un alt compromis până la rotativă? Da, până la rotativă, da. Ori mai stăm cu domnul Dâncu, care va învăța să nu mai vorbească neîntrebat, să mai meargă până la, pe la TV, ori, cu ocazia unei posibile remanieri, va pleca domnul Dâncu, dar atenție la oaltă cu alți oameni. Adică va trebui să plece și cineva de la PNL. Păi la ce bube are în cap domnul Bode? Chiar mă gândesc foarte serios ca mâine să facem la România Direct despre acest titan al internelor și al doctoratului în energie, domnul Bode.
USR după ce i-a transcris teza de Mânescu și pasajele din Wikipedia, auzi? Dar tu știi când am văzut la o emisiune TV acum vreo 2-3 săptămâni, îl privea pe moderator în ochi și l-a întrebat: domnule Dâncu, dumneavoastră sunteți semnatarul tezei de doctorat? Și a răspuns da, uitându-se în ochii omului. Da, dumneavoastră va afla... Da. Da, domnul Bode, da. Domnul Bode, da. Domnule, da, da. Acum știi, când te apuci de o teză grea, de unde te duci prima dată la Wikipedia? Wikipedia, da. Să vezi despre ce e vorba. Asta e prima mișcare pe care o faci, pentru că dacă scrii un subiect atât de vast precum relaționarea energetică a României, ai nevoie, să... da, de documentare. Asta e situația, prieten. Deci, la remaniere o să plece, cred eu, și domnul Dâncu. Posibil și domnul Bode, că ce necazuri a făcut domnul președinte de când a luat BMW-urile alea, da, probabil neîntrebat. Și astea sunt lucruri care nu se fac. Și mai are și chestiunea asta cu doctoratul, așa văd. Și probabil că și domnul Virgil Popescu, că n-a cere toată lumea. Și atunci mai trebuie să plece unul de la PSD. De-aia puneți voi mâna pe cine să plece de la PSD. Nu știu, zic și eu. O să aflăm. Mă gândesc, da. Îți mulțumim tare mult, Cătălin. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, o găsiți integral în curând pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM. Me and my friend. Dă-ne like pe Facebook. For the contest and for interesting updates that happen.